Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Dragii mei, întârzii un pic luna aceasta, că am intrat în niște proiecte și de-aia am întârziat. Dar nu chiar atât de mult, pentru că s-a mai întâmplat să fac în aceeași perioadă a lunii etalării. Haideți să vedem. În timp ce am amestecat, deja au venit niște mesaje, dragii mei, leuți, de care sunteți voi. Lună, Venus, soare, ascendent, nodul nord. În primul rând, seria de cărți, care prezintă o situație generală. Îmi arată un mesaj foarte frumos, 9 de cupe. Împlinirea tuturor dorințelor, binecuvântări pentru unii lei, unii, nu pentru toți, pentru unii. Dar se pare că trebuie să vă faceți temele ca să aveți parte de aceste binecuvântări. Interesant este că la capătul setului de cărți apare 8 de spade. Aici ori voi v-ați mințit, n-ați văzut. Eventual, sunt multe mesaje. Pe de-o parte, v-ați păcălit într-o religie, v-ați păcălit în știință, într-o cunoaștere, falsă cunoaștere, v-ați păcălit. Dar pot să fie și relații false, pentru că este șapte, casa șapta a relației. Nu neapărat, nu mă refer musai la zodia balanței, asta reprezintă balanța, e a șaptea zodie și reprezintă relațiile, contractele, nu musai relațiile de amor. Nici de căsătorie, poate să fie contracte, relații în care v-ați păcălit. Șase de cupe cu desire, care mă duce cu gândul la diavolul, că diavolul e cel care dorește foarte mult să aibă, și șase de cupe, într-o formă sau alta, șase de cupe, diavolul, poate să țină de un fost, de o relație care a fost bazată pe dorință puternică a voastră, a lor, și în care v-ați dat seama, ați crezut că e predestinată. Dar e predestinată ca să învățați niște lucruri, să înțelegeți că v-ați păcălit, nu ați văzut, iaca, și nu ați văzut, iaca, ia, vedeți? Acum vedeți? I can see clearly now, cum era melodia aceea? The rain is gone. O să pun link-ul. Sau poate puneți voi. I can see clearly now. Și acum vedeți binecuvântările divine, vedeți că sunteți protejați, că prin tot ce ați trecut, ați trecut ca să vă descoperiți un sentiment autentic de dragoste față de voi și eventual față de restul. Unii dintre voi știu că lei sunt cum sunt, dar eu vorbesc despre niște lei care trebuie să se bucure de o perioadă de binecuvântări, de protecție divină, dacă își deschizi sufletul către adevărata spiritualitate. Unii dintre voi care poate ați fost prea religioși, că știm că lei pot să fie foarte fanatici religioși, sau poate au fost atei, sau ați avut de-a face cu astfel de oameni. Și de ce accentuez aceste lucruri? Pentru că am zis că trebuie să vă faceți niște teme. Saturn în casa opoziției, în casa opusă soarelui sau planetelor despre care vorbim, în casa vărsătorului, a șaptea. Că vorbeam de casa a șaptea în care v-ați păcălit. Casa uraniană, aici este turnul, Uranus, da? Uranus și Saturn. Casa a șaptea. Acolo au fost niște adicții, acolo au fost adicții în teorie, în, eu știu, cuvântare, în felul în care ceva a fost putrând. Dar e fain că vine turnul, că se dărâme această construcție și trebuie să, interesant, păstra cărțile ca să vedeți unde s-a oprit, interesant, la regele de bâte, semn de foc. Să fiți în autoritate în sensul bun al cuvântului, nu tirani, nu autoritari extremiști, cât autentici, creativi, simpatici, dar stăpâni pe situație. Interesant este iaca, iar și aceste de cărți tot aici s-au oprit, tot la regele de bâte, dar șapte de spade de două ori. Și nu le-am spus, dacă nu aveți încredere, vă rog, căutați în altă parte. Au venit cărțile, n-am niciun interes să vi le așez. N-am, pur și simplu. Șapte de spade v-ați păcălit. Poate să fie ego-ul vostru, dorința de a câștiga varianta negativă a leilor, de a câștiga, de a avea ultimul cuvânt, de a conduce o bătălie, știți? Important este să câștigi războiul, nu o bătălie. Pentru că un război înseamnă multe bătălii. Să câștigi războiul. Războiul cu cine? Cu cine? Cu diavolul. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Aceștia au fost clarificatorii. Aștia. Rider White.
clarificatorii. Și eu păstez asta cu 9 de cupe pentru că îmi place. Ține de bine cuvântări, dar haideți dacă vreți voi să fim așa live. Mai luăm o carte pentru leuți. Soare, lună, venus și leuți, evident. Soare, lună, venus, ascende, nodul, nodul, leuți, toți, sunt multe. Da, hai să lăsăm așa. Sunt cam multe, dar ne descurcăm. 7 de cupe și sinele. 7 de cupe ține de confuzii, dar ține și de opțiuni. Dintre toate opțiunile cele mai frumoase este cea a descoperirii sinelui vostru superior. Și cum faceți asta? Înălțându-vă privirea înspre cer și înspre inima voastră. Dacă pot să zic că vă înălțați privirea înspre inima voastră. De ca și când o priviți undeva la microscop sau ca o stea. Vedeți, e o metaforă, așa a fost să fie. La capătul setului de cărți, mama și abundența, femeia divină, o energie divină, unii dintre voi, dacă vreți, puteți să mergeți în această direcție. Dar trebuie depășite niște chestiuni care țin de religii, de idei preconcepute, de false cunoașteri. Știința ne păcălește. E bună până la un punct. Dar nu o să vorbim în niciun mediu științific despre sinele superior, da? Și el există. Aici, înălțându-vă în această zonă, în această vibrație, veți face diferență între confuzii, opțiuni, visarea aceasta între starea de visare care creează confuzie și starea de reverie, 7 de cupe, care vă duce în alte sfere, 5 de, unde puteți manifesta eventual mama, energia maternă, femeia divină. Dar interesant că în aceste cărți mama are numărul 4. Poate sunt niște chestiuni legate de casă pentru unii dintre voi. Iar o chestiune legată de 9, de distanță, de călătorii. Dar poate aveți niște chestiuni legate de mama voastră, regina de pământ și abundența. Bani dinspre mamă, iar văd mamă ca și regina de pământ și mama. Pentru unii dintre voi, eu călătorie, iar vorbeam de călătorie, iar apare să susțin această idee. Hai să mai vedem. Soare, ia, să amestec aici. Soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în leu. Dar ce e frumos că a venit acest self, sine, superior. Unii dintre voi trebuie să vă înțelegeți misiunea. Nodul nord. Vă doi dragon, da? Nodul nord. Uf, ia uite, iac, că iar apare 9 de cupe, dar sunt foarte multe cărți, da? Ia uite, trebuie să mergeți, faetonul merge. Iar e călătorie. Vorbeam de călătorie și se susține ideea. Să mergeți înspre ce? Înspre stea, aici este steluța. Pentru mine 9 de cupe întotdeauna este steluță. Varianta mica stele. Împlinirea tuturor dorințelor sau vindecare sau binecuvântări, da? Sau dragoste față de voi în afara egoismului. Soare, ia, luna, venus, ascende, nodul, nodul, de odată. Măi, nu mă lasă de două ori. Stați un pic să vedeți ce a apărut. Ia uite. Turnul apare iar. Diavolul apare iar, dar a venit așa pe orizontal, diavolul și 9 de spade. Poate că un semn de aer este obsedat de voi sau un semn de pământ, capricorn, aer sau poate voi ați rămas fixați, știu și le fixați, pe cineva din trecut, da? Fixați. Și aici este. Trebuie să depășiți. Trebuie să vă eliberați. Să rupeți acest fel de a fi. Acum, 9 de spade. Și diavolul. Voi sau altă persoană este o gândire obsedantă, obsesivă, care poate să ducă în timp la deprimare. Pasiunea asta, de orice natură ar fi ea, tocmai pentru că nu e sănătoasă, duce la deprimare, la blocaj.
Din cauza că cineva se gândește obsedant sau voi vă gândiți la ei, se manifestă această tendință de a spiona. Valetul de spade. De a spiona. Ați vrea să construiți ceva, dar felul în care se manifestă lucrurile, în stilul acesta nesănătos, amână construcția. De ce zic amână? Pentru că acest cavaler de monede își dorește stabilitate, își dorește construcție, dar este extrem de precaut, plus aceste energii negative nu permit construcția. În acest motiv apare și turnul. Este ca și când e o lucrare nefinisată, așa aș spune. E o lucrare nefinisată. La capătul setului de cărți, 8 de monede. Va trebui să munciți. După ce vă eliberați, interesant, regina de monede, poate de o mamă, de un copil, de o energie karmică în care v-ați simțit trădați. Poate voi sunteți mamele trădate și aveți de crescut un copil. Mai, decât să-l creșteți într-un mediu toxic, mai bine. Sunt atâtea mame care își cresc copiii singure, da? A venit un mesaj. Nu, dar un sfat, dar vă zic. Mergeți la psiholog dacă nu mă credeți. Dacă nu mă credeți. Și avem colegi care vă pot asista. Și la capitolul ăsta, mai bine decât mine. A? Hai să vedem. O dată. De două ori. Măi, dar tot vrea. Acum apar îndrăgostiții. Odată ce vă eliberați de energia toxică, apar binecuvântările și vă puteți manifesta în suflet perechi o dragoste adevărată. Eventual alegeri. Îndrăgostiții înseamnă și alegeri. Alegeri în echilibru. Trecut. Ah, Steaua, ce frumos! Nebunul. Ah, ce frumos! Hai să vedem prezentul. În trecut, v-ați dori să o luați de la 1 și de la 1, de la 0 și să manifestați un nou job, o nouă casă. Vorbim de casă de 4, da? O nouă casă, un nou proiect, o nouă afacere. E o chestiune pe care v-ați dorit-o de mai mult timp. Și probabil că ați riscat. Și dacă ați știut și când să manifestați, sau poate unii nici n-a știut. Așa a fost să fie, să manifestați la o lună nouă, a trebuit să primiți rezultatele în curând. Dar hai să vedem în prezent. 3 de monede, rege de monede, băi, de ce de monede? Și temperanța. Frumos! Nu uite, e frumos! Hai să vedem în viitor. Spânzuratul, 10 de cupe și 5 de monede. E drăguț, e drăguț, am mai tras cu ochiul, da, e drăguț când tragi cu ochiul. Da. E un semn de aer care vă urmărește. Poate și voi îi urmăriți, e un soi de, cum să-i spun, da, pur și simplu, așa este. Vă urmăriți unul pe altul, interesant la capătul setului de cărți, magicianul. În primul și în primul rând, vreți să manifestați ieșirea dintr-un blocaj. Am văzut mai devreme 8 de spade și 7 de spade, parcă 7, un special. Oricineva vrea să iasă din acest blocaj, parcă am mai văzut 8 de spade pe la Zodia Leului la un moment dat. Nu mai știu când, acolo o lună sau două. Parcă era chiar central, nu mai știu. Ideea este că dacă voi vă simțiți blocați într-o situație, vă doriți să ieșiți în acest blocaj. Vă doriți să ieșiți. O să clarific. Cărțile arată bine, dar rămâne de văzut și la clarificare. Ideea este că în prezent, dacă aveți răbdare, puteți manifesta un soi de abundență financiară, de reușită profesională. Trebuie să mai munciți ceva, trebuie să vă găsiți colaborările potrivite. Unii dintre voi, poate că sunteți într-o poziție de autoritate și vin alții mai micuți să vă asculte și să colaboreze cu voi și trebuie să fiți în echilibru ca să creați armonie în această colaborare și să aveți succes, da?
Și dacă ați avut probleme de financiare, pentru că apar problemele financiare, nu degeaba vrei ceva de la zero, de la unu, înseamnă că sunt niște chestiuni, da? Se vor vindeca, se vor rezolva. Asul de cupe, în general, e o veste bună. Nu trebuie mult să ne gândim la dragoste, dar poate să fie o satisfacție emoțională, succesul acesta, că apare totuși un moment de fericire după o perioadă de amânări. Se amână, mai ales că spânzuratul sugerează Mercur retrograd. Se amână lucrurile din cauza acestui Mercur retrograd, dar veți avea un moment, cel puțin cum arată cărțile, în viitor, în care vă veți simți foarte fericiți. Ia uite, 10 de cupe și de ce apare 5 de monede? În continuare apare asul de cupe. Dacă ați avut probleme financiare, se vor rezolva, măcar pentru o perioadă de timp. Interesant este că totuși apare semnalul unei noi iubiri pentru unii care sunt deschiși, care sunt deschiși și și-au făcut, repet, temele. Au lăsat acel diavol în urmă și personajul sau tendința personală de a se păcăli, pentru că lei sunt foarte fix și acest semn fix are calități, într-adevăr, dar uneori trebuie să învețe să se deschidă, să fie mai flexibil la nou. Pentru că odată ce stai fixat într-o energie, deja te autosabotezi. De-aia zic că ar trebui să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă și în momentul în care vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, vă deschideți orizonturile înspre alte dimensiuni, 9 și 10 de cupe, care vă vor permite dragoste, vindecare. Poate veți reuși, eu știu, pentru cei care merg la psiholog, că tot am vorbit de psiholog, să rezolvați problema abandonului. Sunt niște chestiuni. Dar apar totuși în viitor, m-am mai tras așa câteva cărți, nu le pot arăta că nu am loc să le vedeți, iar apare în turnul și luna niște evenimente neașteptate, niște evenimente neașteptate, niște separări, niște persoane, voi știți de care persoane vă veți separa, dar apar niște separări. Unii domni cu marcaj puternic în semn de foc sunt foarte atrași de o femeie independentă. Unii dintre ei vor bloca un semn de aer care a fost prea dute vino, prea rece, prea, sau poate neapărat semn de aer pe cineva care a fost prea rațional, prea logic. Vor bloca nouă de puteri și regele de spade sau, în fine, cealaltă persoană. Există și niște blocaje față de anumite persoane, dar eu zic că față de persoane, iaute. În timp ce vorbesc de blocaj, apare 5 de spade. Conflicte verbale, discuții, scandaluri, invidii, gelozii. Sunt niște lucruri. Aici este adevărul. Trebuie să manifestați adevărul, trebuie să descoperiți adevărul. Hai să clarificăm steaua. Poate un vărsător vrea să o ia de la zero cu altcineva în trecut, voi știți. Cu un semn de pământ, poate. Hai să mai dau și stilul acela foarte vechi și clasic de care nu mai, cu care nu mai rezonez eu foarte bine. În prezent aveți semnul săgetătorului și semne de pământ, ca și marcaj puternic. Taur, Fecioară, Capricorn, Taur. Săgetător și în viitor aveți semnul peștilor și poate ce să mai fie fecioară, alt semn de pământ, alt semn de apă. Am văzut și semn de foc mai devreme. Nu doar săgetătorul, apare și zodia leului. În principiu, cam asta e. Acum, hai să clarificăm totuși. Hai totuși dăm peste. Clarificăm steaua. Steaua pentru lei. Dacă unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj căsătorit care vă pune între eu, încercați și temperați-vă pornirile. Pentru că dacă aveți răbdare și veți vedea, dacă aveți un pic de răbdare, lucrurile se vor schimba și veți avea și credință, și răbdare, și credință, deși ambele înseamnă credință, ambele sunt spirituale.
veți avea o nouă dragoste. O nouă dragoste care vă va aduce multă, multă fericire, dar va veni într-un mod neașteptat. Va veni când vă veți simți mai abandonați și mai singuri. Și un personaj care se simte atât de atras de voi, doamnelor, dacă sunteți independente, doar aveți răbdare să nu vă pună cineva în triunghi amoros. Pentru că voi v-ați dorit. Probabil interesant, mai vine un mesaj înainte să clarific. E un personaj care ar putea pentru unele doamne să fie personaj public, să fie la distanță. Unul dintre voi să, interesant, Steaua și Steluța, să vă fi dorit, v-ați manifestat unul pe celălalt, într-o fiecare în felul său, da? Acest personaj a făcut, a riscat ceva la un moment dat în trecut, a încercat să manifeste un nou început cu voi și probabil a intervenit altceva între timp. Știți că timpul acesta este mai lung sau mai scurt, variază, nu vorbesc doar de luna mai. În luna mai apare acest mesaj. Dar vorbeam de trecut, prezent și în viitor. Dacă aveți răbdare, vă vindecați de cei care vă pun în situații neplăcute, veți avea parte de dragoste, de dragoste adevărată. Și dacă în căsătorie, unii dintre voi căsătorie, vă simțiți abandonați, alt mesaj pentru alte persoane, că ați făcut prea multe sacrificii, posibil și asta, fiecare se simte în felul lor, nu stau să judec acum lei, sunt la zodia voastră, țin cu voi, când sunt la altă zodie, țin cu ei, trebuie să fiu neutră, cât pot, încerc, da? Dacă aveți acolo probleme, sacrificii, singurătate în căsnicie, va veni o nouă dragoste. Doar, repet, trebuie să vă deschideți. Trebuie să vă deschideți, să vedeți lucrurile, da? Și dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți că v-ați păcălit. Da? Ia uite. Împăratul. Mai, dorința de control e bună, dar să fie cu măsură, totul să fie cu măsură. Când se depășește măsura, nu e bine. Și în timp ce vorbesc, avem 5 de cupe. Niște pierderi, niște regrete, poate și un doliu pentru unii dintre voi. Nu acum, mai de mult. Hai, clarificăm steaua. Sau regrete, sau dor, sunt mai multe stări, sau toate la un loc. Steaua în trecut pentru leuți și leuțe. 3 de monede. Și asul de monede, interesant. Poate ați fost la astrologi, la tarologi, unii dintre voi, și ați încercat să vedeți cum puteți să o luați de la zero, să manifestați o nouă relație, sau poate altcineva a fost. Da. Să ieșiți dintr-o stare de regret, de doriu și să vă întâlniți cu sufletul pereche, să vă bucurați de spor, de prieten, de... Și normal să ne bucurăm în această viață. Zero. Clarificăm zero. Nu să mai vedem. Asta. Patru de spade. Poate că unii dintre voi ați și făcut meditații. Ați încercat să vă vindecați, sunt convins că unii dintre voi ați încercat să vă vindecați, avem semnale, steaua, patru de spade, e un eremit mai mic, pentru mine temperanța, toate țin de vindecare, de lucru cu voi, cu sinele, descoperirea sinelui superior, al unora, nu al tuturor. Dacă îmi vorbiți despre lei de proastă calitate, credeți-mă că nu despre ei vorbesc acum. Da? Ați încercat să vă detașați, interesant, v-ați separat de un suflet pereche și ați încercat și voi, din cauza acestei separări bruște de un suflet pereche, a fost o oarecare, un oarecare sentiment de suferință. Dar v-ați vindecat, ați încercat să o luați de la zero, să vă detașați emoțional de acel șoc, de acea separare și să manifestați o nouă etapă în viața voastră. Astfel de monede. Ia uite, lumea. Da, să începeți un nou capitol, poate că v-ați dorit o nouă relație, dacă ați văzut că aceea n-a mers, ceva s-a întâmplat, dar... Pentru unii simt o relație care a rămas nemanifestată. E o relație cu un personaj care este la distanță,
destul de mare, un personaj public care iese în evidență, umblă prin toată lumea, pentru unii, nu pentru toată lumea, dau diferite mesaje, cu care s-ar fi putut să colaborați într-o formă sau alta, dar a apărut niște probleme, ori o boală, ori distanța în sine, ceva. Și nu s-a manifestat atunci, a rămas în plan 0-1, știți, între 0,5-0,25, ceva de genul ăsta, ca să înțelegeți conceptul, ideea. Da. E o relație care a rămas oarecum într-un fel de stand-by pentru unii dintre voi. Da. Și în care v-ați blocat? V-ați blocat. Dar văd că totuși unii dintre voi ați încercat să vă vindecați. Și să o luați de la zero sau să începeți un alt proiect, ca să nu vă mai gândiți, să vă gândiți la vindecare, să vă gândiți la alte lucruri. Hai să vedem 3 de monede în prezent. Vedem 3 de monede. Ce frumoase! 3 de monede? Interesant! 3 de monede, cavalerul de băte, dar alături de asul de cupe și regina de cupe. Mai, în prezent vine cineva. Vine cineva ca un nebun în dragoste, cavalerul de băte cu asul de cupe în spate și regina de cupe, posibil cu planete în semne de foc, în semne de apă, care fac foarte creativ, foarte emoțional, foarte entuziaști să colaboreze cu voi, să creeze. 3 de monede, varianta lor bună, ei bună ca și carte, este foarte deschisă la creștere. Reprezintă creștere. 3, împărăteasa până la urmă, nu? Da, vrea să se întâlnească cineva cu voi. A pierdut o ocazie, se simte refuzat, au fost blocaje în această pasiune, în această atracție. Au fost multe blocaje. Și acest personaj vrea să vină înspre voi. Clarificăm și regele de monede. Pentru leuți. 4 de cupe. Poate că voi refuzați un personaj. Le-am pus așa ca să le vedeți. Normal ar trebui să stau mai la distanță, dar nu știu dacă îmi permit. Adică îmi permit. Da. Îmi permit. Nu zic că nu îmi permit. Ia. Să fac așa, ca să vedeți mai bine. E aici regele de monede, da? În prezent. Am zis, o persoană poate căsătorită. Pentru mine regele de monede foarte tradițional. Foarte tradițional, fixat pe bani, pe stabilitate. Dar apare un refuz. Poate că nu vreți bărbați însurați. Nu vreți bărbați prea, nu tradițional musai, prea încăpățânați. Regele de monede este foarte încăpățânat. Cam ca împăratul. Poate că voi refuzați, repet, ori un semn de pământ, ori și ei sunt supărați, sunt triști, asta e, să le fie de bine, dar nu puteți să stați în triunghiuri amoroase. Asta e clar. Interesant, totuși, acest personaj, vreau să mai aflu încă o carte despre el. Să știu dacă s-ar putea să fie două persoane. Dar acest personaj se simte fericit. Ar vrea să aibă victorie cu voi, dar vine foarte greu pentru că ceva este. Ori s-a simțit refuzat, ori este, vă urmărește. Este intimidat sau, nu știu ce. Hai să mai vedem. 4 de cupe. De ce 4 de cupe pe regele de monede? În prezent. De ce 4 de cupe pe regele de monede? Regina de băte. Sunteți voi. Eu în acest moment o văd pe regina de băte plină de încredere în ea. Mai dăm și pe temperanță un pic ca să am o imagine mai clară. Cineva vine.
Să știți, din punctul meu de vedere, nu știu, acum variază, punctul meu de vedere, ca și regina de bute, e mult mai fain când vine un cavaler înspre regina de bute, disperat, dispus să se lupte, să-i demonstreze. Cavalerul demonstrează când e să se îndrăgostească și se pare că cineva s-a îndrăgostit cu asul de cupe și regina de cupe. Da? Este dispus să se lupte, să cucerească, să... Da? Mi-aduc aminte de Regatul Cerului, dacă știți filmul, da? Și regele de monede este prea încăpățânat, prea strict pentru regina de bâte. Mai, totuși, chiar dacă e un cavaler, cavalerul, repet, cu acest curaj pe care îl are și dorința de a oferi dragoste și de a colabora, de a construi, de a crește împreună, poate să devină un rege de bâte, pentru că se pare că în viitor apare și un rege de bâte, da? Adică, se poate transforma în perechea de care aveți nevoie. Sunt mesaje, vedeți și voi cu care rezonați. Dăm temperanța. Nu stau acum să creez scenarii. Eu vă transmit mesajele, voi vi le puneți în ordine, vedeți care sunt pentru voi, care... Hai, clarificăm temperanța totuși. Dar păstrez și primele. 6, interesant. Tot o chestiune care ține de echilibru, de balanță. 6 de monede. Iar vorbeam de tradiții. Da, tradiții, căsătorie, educație. Pe de-o parte, trebuie să aveți credință. Temperanța, spânzuratul, marele preot, toate mă duc cu gândul la credință că veți putea începe un nou proiect, o nouă relație, în adevăr, în reciprocitate, în echilibru, dar trebuie să aveți credință. Și trebuie să refuzați oamenii care nu se implică, care sunt prea fixiși, prea încăpățânați. Mai dăm o carte pe 6 de monede. Dacă e vorba de finanțe, aveți răbdare că veți primi finanțare, că va merge totul bine. Le combin și profesional și sentimental. Așa din mesajele le transmit cum vin. Stau să... 6 de monede. Da! Dacă, am zis, e interesant. Am vorbit de un posibil 3 de monede din partea unui bărbat însurat. Dacă acest bărbat sau femeie, dar vorbim totuși de bărbați, că sunt energie masculine, energii masculine, bărbat, bărbat, bărbat. Dacă cineva, pentru unele doamne, și poate nu e însurat, poate este... o educație foarte strictă, că am văzut marele preot, poate sunt chestiuni religioase, la ai de o religie, voi de altă religie sau de familie, mai nu știu cum, voi de altă familie, chestiuni de genul ăsta, da? Sau ăla e mai bogat, voi sunteți mai puțin, așa, știți cum e, că oamenii sunt. Am vorbit de mentalitate în care oamenii au tendința să se autosaboteze. De la început am vorbit de așa ceva. Deci, dacă aveți de-a face cu un bărbat care nu are timp suficient de voi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, măi, băi, regina de bâte, regele de bâte, totuși, trebuie să fiți în autoritate, trebuie să vă păstrați onoarea, trebuie să vă păstrați vibrația, nu? Nu puteți să fiți o altă opțiune, trebuie să fiți unica opțiune, nu? De-aia apare temperanța și 6 de monede. Dacă cineva încerca să vă pună în această situație, vindecați-vă. Vindecați-vă, calmați-vă, dați-vă timp de vindecare. Dar hai să mai vedem încă o carte pentru 6 de monede. Poate sunt niște chestiuni și legale, că vedem balanța. Și pe... Oh! Regele de bâte! Regele de bâte. Da, acest rege de bâte, în secret, are multă suferință, ar vrea să o ia de la zero. Cine este? Ar putea să fie cavalerul despre care am vorbit, da? Dacă e cavalerul despre care am vorbit, care vine cu dragoste, cu emoții, și cu atracție, și cu pasiune, și cu dorința de a vă demonstra că poate să se ridice la înălțimea voastră. Dar, repet, pentru unele dintre voi trebuie să refuzați. Patru de cupe refuză. Pe cei care vă pun în triunghiuri. Și va veni altcineva
Da? O altă persoană. Financiar veți primi un ajutor de la un alt personaj puternic cu care puteți să faceți echipă bună, să zic. În business puteți să fiți foarte, foarte, foarte potriviți amândoi, creativi, ambițioși, comunicativi. Frumos, super, super. Acest personaj așteaptă, ce mai vine mesaj? Acest personaj așteaptă, de-aia temperanța ar putea să fie din partea lor niște chestii, rezolvarea unor chestiuni legale. Poate ei trebuie să se separe de cineva din familie, poate ei trebuie să întrerupă un contract. Au avut de vindecat niște probleme, își doresc de mai mult timp să o ia de la zero cu voi. Poate că la un moment dat v-au părăsit, au părăsit acest ideal, această speranță pe care o aveau cu voi, tocmai ca să-și rezolve treburile. Vin mesaje, vin mesaje, asta e. Spânzurat pentru leuțe și leuți. Dar e frumos! Ia uite, familia de foc. Regina, regele și cavalerul. Repet, ar putea să fie două personaje, dar din care va trebui să alegeți. Dar fiți atenți. Dacă perechea voastră, dacă unul dintre voi vă pune într-un triunghi, pentru că există semnale, alegeți pe cel care e dispus să-și ofere sufletul. În ce sens? Nu, că nu vrem să primim sufletul nimănui, noi trebuie să ne concentrăm pe sufletul nostru. Dar personajul care e deschis, nu vreau să zic, care vrea să fie vulnerabil, vrea să fie deschis, clarifică spânzuratul, în viitor spânzuratul. Sunt multe. Dar apare ia uite, o eliberare de încheierea unui capitol. Poate un copil creat sau, cum să zic, folosit pentru a ține pe celălalt. Înțelegeți? Motiv de șantaj pentru unii dintre voi. Dacă ați experimentat așa ceva, e nasol. Dar apare și chestiunea asta. Spânzuratul. În viața voastră sau a lor. Iar apare diavolul și valetul de monede. Da? Valetul poate să fie un copil. Cineva nu poate să acționeze, consideră că nu poate sau este legat karmic, legături karmice, legături, da? Lanțuri, lanțuri, da? Din cauza unui copil sau din cauza banilor. Cineva e într-o relație karmică, nasoală, zic eu, nasoală. Pentru bani sau pentru un copil. Și se simte sacrificat. Dacă voi sunteți acolo, nu uitați primul mesaj. Diavolul și turnul. Trebuie să vă separați pentru că, dragii mei, copiii simt aceste energii. Repet, duceți-vă la psihologi. Consultați-vă. Nu puteți să țineți un copil în această energie. Pentru cine o fi mesajul, este pentru cineva. Și cui nu-i place că mai spunem așa ceva, se fie de bine. Interesant este poate energia altei persoane care vine spre voi. De-aia am zis, au fost niște chestiuni legale. Adicții. Sau, repet, copii. Că sunt bărbați care fac copii cu femei ca să le aibă. Sunt femei care rămân însărcinate cu bărbați ca să-i aibă. Știți foarte bine, nu trebuie să vă zic eu. Sau apare copilul că nu a folosit prezervativul. Etena. Așa, ideea este că la capătul setului de cărți apare steaua. Iar am vorbit de steluță, de vindecare. Vindecare și aici nouă de spade, de stres, renaștere. Se dorește foarte mult eliberarea de această energie toxică. Dar trebuie să vă păstrați credința, voi, ei, cine o fi, și să vedeți lucrurile, repet, dintr-o altă perspectivă. Să nu mai gândiți că nu pot să găsesc soluții. Să nu mai gândiți că așa zice biserica. Să nu mai gândiți că, eu știu, am semnat nu știu ce contracte, găsiți soluții.
Și dacă aveți credință, Dumnezeu vă va oferi soluții. 10 de cupe. Mai interesant, turnul. Ori voi, ori cineva se separă de o familie. Turnul, regele de monede iar apare, 6 de spade și 5 de monede care, iaca, apare chiar aici, în prima asul de cupe. Veți experimenta un sentiment de abandon la un moment dat. Va mai apare o separare într-un fel sau altul. Nu știu aici cine se desparte, dar cineva se desparte. 10 de cupe, turnul și regele de monede. Probabil regele acesta de monede, dacă el este îndrăgostit de voi, ar putea să renunțe la familie. Pentru că acolo conștientizează, am zis mai devreme, cine o fi, nu știu pentru cine citesc. Ia uite, roata norocului, se dorește schimbare de energie, nu mai vrea acest personaj. Ia uite, judecata și nouă de spade, le-am văzut mai devreme, când vorbeam de diavol. Și de copil, deci o relație în care cineva cere tot timpul bani. Eu este o persoană imatură care cere tot timpul bani. Poate să fie o femeie. Lângă un bărbat care are bani și cere tot timpul bani, 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 contra sex. Da? Și asta. Sau cineva care un bărbat care stă cu o femeie pentru un copil. Ah, of, ce nu-mi plac chestiile astea, dar trebuie să le spun. Pentru cineva este. Dar apare dorința de a se separa a cuiva. Dorința cuiva. Cine în această situație vrea să se separe? Pentru că vrea să se elibereze de acest sentiment de abandon. Vrea să se vindece. Vrea să se bucure de dragoste, ia uite, de binecuvântări. De femeia divină. De maternitate, de abundență. Hai să vedem continuare. 5 de monede. Pentru leuțe și leuți, 5 de monede. Nu știu pentru cine citesc. Dar e fain că a venit asul de cupe în prezent și în viitor. Deci de două ori, de două... Oh, wow! Yes! 5 de monede. Împărăteasa, am vorbit de împărăteasa ca femeie divină și 2 de spade. Asta este. Cineva va alege să meargă înspre femeia sa divină. Nu știu care o fi aceea. Dar... cine alege? Alege să lase în urmă relația care îl ține pe loc sau o ține. Îl o ține, da? Ia uite, aici stă pe loc. Aici este legat. Sunt lanțuri. Aici este. Este. Aici. E prinderea. Și vrea să meargă înspre ce? Abundență. Ia uite, abundență și mama, da? Exact asta împărăteasă. Abundența și mama. Vreau o nouă dragoste. Frumos, interesant. Da, vrea să o ia de la zero, vrea să se împace eventual cu voi, 6 de cupe, vrea să vă bucurați de atracția fizică pe care o simțit unul față de celălalt și nu doar atât, vrea să își dorește, asta visează, da? Visează nebunul. Acum eu știu cât este de realizabil, dar dorința lor este de a se căsători cu voi la un moment dat. Nu vreau să dau speranțe nimănui, dar veți trăi și veți vedea cine vine și cine aruncă așa aluzii că și-ar dori ceva cu voi sau... Asul de cupe, te rog frumos. Și asul de cupe. E frumos, totuși. Se anunță dragoste și la zodia leului. Dacă sunt deschiși. Sper să nu vorbesc de partenerii voștri. Dar în viața voastră poate să vină dragostea, vindecarea, repet, dacă sunteți deschiși. Iau te 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche, bucurii, vindecare, prieteni care vă aduc. Da. Și turnul? Și turnul? Ce ar însemna turnul?
Avem două turnuri, deci după asul de cupe urma turnul, ca să vedeți, da? Și apare turnul și le explicați aici, la 10 de cupe și regele de monede. Multe lucruri neașteptate, multe evenimente neașteptate. Iubiri, as de cupe de două ori, regele și regina de bâte, regele de monede de două ori, soțul sau personajul tradițional, da? Pe turn. Voi știți. Dar. Eu zic că ar putea să fie două persoane. S-a așteptat foarte mult. Cineva vrea să investească acum. Ia uite, extraordinar. Împăratul. Împăratul și la capătul setului de, în spate. Da, împăratul își dă seama că... Da. Împăratul își dă seama că s-a păcălit. Ia uitați, e o soție, aici este regina de monede. Am zis că cineva se separă. Regina de monede și regele de monede de două ori despre care am zis că se eliberează. Regina de monede care uneori reprezintă zodia Capricornului apare și aici. Nu vorbesc despre zodii, vorbesc despre energie, dar ca să vedeți confirmarea. Da? Manipulare, jocuri mentale, scandaluri, da? Soția, blocaj mental, poate și făcături, de ce nu? Că apare iar un blocaj, legături, satana. Legături, zicem și pe astea că trebuie, da? Blocaje mentale, minciuni, da? Și asta vrea să lase în spate împăratul. Cineva nu mai vrea să fie un rege de monede, vrea să fie împăratul pentru voi. Ia uite, împăratul și împărăteasa, mai! Wow! Dar, repet, ar putea să fie două personaje. Unul vine cu multă dragoste, celălalt vine cu multe bagaje, nu că n-ar avea dragoste, că apare și aici asul de cupe, dar vine și cu multe bagaje. Veți trăi și veți vedea. Dar e super interesant. Just a little drama, că vorbim de zodia leului, nu? Telenovele, complicate, scăile Domnului, dar ce-ar fi viața dacă n-ar fi complicată? Uite, trebuie să luați, să acționați inspirați. Să vă detoxifiați și voi și cealaltă persoană și să vorbiți, să vă alegeți cuvintele, dragii mei. Am văzut la un așa asul de spade, să vă alegeți cuvintele în așa fel încât... Da, fiți atenți ce ziceți. Înjurați mai puțin, zic așa că toată lumea mai înjură, știți, dar unii oameni sunt conștienți că ceea ce zic se manifestă și atunci. Mare grijă ce spuneți, mare grijă. Da, nu. Da, interesant. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați, priviți înspre cer. Vă pup numai bine!